și bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO. Am revenit cu un nou episod de CSGO după câteva luni bune, când am mai postat, când ați auzit această problemă cu microfonul. În acest episod vreau să ne jucăm Wingman, băi fraților, vreau să ne descurcăm la Wingman. Momentan la Silver 2 în Wingman, ceea ce este destul de bine, dacă am putea să zicem așa. Hai să vedem, nu cu Neghia, bă! Ups, ce are netul ăsta? 128 ping. It's not good. Robi, ia flood poate. Poate parcă vă că iau flood. Da. Dau cuțit? Le dau cuțit, te-am zis. Nu știu să iau o armă. Le dau cap? Eu momentan în warm-up vreau să dau cap. Da. Am unele probleme cu internetul, interferențe, nu știu. Imediat mă voi ocupa de router. După filmare. Bun, hai să-i dăm. Nu pot... Este unul aici, unul aici. Celălalt e acolo. Haideți că aici i-am dat cu... Na, nu, e puțin mai greu chestia, e puțin mai greu. Nu îi zice tap, nu știu cum îi zice exact la asta. Mișcarea asta în care dai jos, ceva cu reculul, în fine. Că reculul se vine în față direct la băiat, să zic că va veni unul aici, va veni. Vă zic cum iau? Așa iau. Ca un pirat. Hai. Haideți că am reușit puțin, da, vedeți că am skill 2, în fine. Vă las team-ul meu în descriere. Dacă puteți, mă puteți adăuga și la prieteni, dacă chiar doriți voi. Eu vă voi accepta toate cererile de prietenie. Sau dacă vreți, mă puteți lăuda, adică dați aici... În fine, mă lăudați. Dacă vom juca un meci, să mă lăudați, vă rog frumos. Vreau să strângem foarte multe laude de alea, că îmi plac foarte mult laudele. Pe ce se? Nu sunteți obligați, doar dacă vreți, atâta vă zic. Aceea am pareză la mâini, în cameaș. Da. Tu trage în mine când îmi iau armă. Vine aici. Știam eu că vine. Și nici nu mai am gloanțe și voi muri la primul contact. Aaaa, nu-i bine. Bun, haideți că am început meciul. Doamne ajută să facem ceva cu meciul ăsta de Wingman. Poate îl câștigăm, poate nu. Vreau să avansăm în rang, băi fraților. Tehnica pe care o folosesc eu este să merg cu shift-ul foarte mult sau să mă duc prima dată în stânga. N-am bani de... Iară? Internet de căcat. Nu, haideți să ne ajutăm cu echiperul. Da, aici va veni sigur. Da, mă pune pe mine să merg în față. Asta înseamnă semnul pe care îl face. Să merg eu în față. N-am, nația mami mătii. De unde pula mea o trebuie să sta, nu știu. Încerc scuze că am înjurat. Dar la ce se te enervezi? Adică nu eu să mor dacă l-am văzut de unde a tras. Bă, tu de ce trebuie în spate când... Da, vom aștepta puțin. Hai băiete, hai! Era side? Cred că era side. Da, nu-l văd. Nici abar n-am unde a fost băiatul ăla. S-a ascuns prea bine. Vreau să facem o tehnică. Deci trebuie să câștigăm meciul ăsta. Zic așa și eu. Dăm aici un... Asta. Sau hai să mergem YOLO! Du-te fratele meleu! Hai că iau cu Glock-ul! Al dracu! Și luăm și arma asta.
gata. Haideți că am făcut ceva în runda asta. Eu de pe ochi am câștigat o rundă cu 9-0. Numai că am mers eu așa în continuu. Am jucat deodată cu o persoană. A fost foarte fain meciul ăla. Dacă îl filmăm. Ia, o venit bulangiu. Bulangiule. Să moară Jana. O avea el 80 viață. Minus 80. Na, uite, l-am pula mea. 2v1. 2 versus 1. What are you doing? Da, haideți că o iau pe engleză. Și ăsta mă și înjură. Păi frate, dacă tu mor ca prostul, cum crezi că eu pot să-i omor pe ăștia? Decât dacă e foarte mult bulan, pot să-i omor pe ăștia doi. S-a spus, vreau să conturc. Îi atrag la apartamente. Ho, nedecăcat. Nedecăcat. Da, îmi beli pula. Așa, haideți că l-am luat. Ăsta mă ia cu bro, cu astea, bă, mane. Știu eu ce fac. Haide, măcar sunt pe primul loc, asta e ideea. Să fiu pe primul loc. Dacă ești pe primul loc și pierzi un meci, din câte știu, tot se pune la grupa valorică. Cred că va veni pe acolo. Dar au venit amândoi. Da-mi dai! Futu-ți! Doamne, doamne, Dumnezeule, îmi dai flashbang-ul în față. Ai zis cum i-a dat flashbang-ul? Pareză pe mâine, ăsta. Ăsta are AVP, ce-o avea și el? O a avut. Nu-l mai are. Pe nost, na, lasă. Haideți cu... Asta e, vreau să încerc să joc mai bine cu AK-ul, de aceea tot îmi iau AK. Bun, haideți să vedem ce ne-am putea lua. Nu, haideți să rămânem așa. Da, e clar, vor veni YOLO. Vor veni. Mă omoară focul! Să moară! Băi, capul. Da, am fost în flashback, nu-i vina mea că n-am știut că-i fuck, nu știam unde să o iau, în fine. Sper că domnul... Come on, bro! Bro! Fac și la fel cum a făcut și el. Bro! Exact la calf o vei face. Hai, că el s-a oprit. Da. Hai, mane, hai că știu că poți. Și eu filmez. Grăbește-te puțin. Fiecare secundă contează. Nu-mi vine să cred. Bravo, mane, te iubesc. Mua. Mua, boy. Haideți că am făcut ca un gay în această rundă. Nu, Galiar. Ce mi-a dat, mane? Cred că mi-a dat bomba. Bo? Nu. Sorry. Băga merș. Cred că e aici. Cred că e cineva aici. Hai. Good. Plant. Man. Uitați, asta e atitudine de silver. Atitudine de silver înseamnă că când vine o persoană
Uite, zicem că el este în partea aia, în stânga. Tu plantezi repede, nu aștept să vină. Așa am făcut și eu până când m-a corectat cineva că nu așa se face. Și chiar ajută acest lucru. Da, o și veni, bulangiu. Bun! Mua! Am reușit! Bă, frate, doamne, doamne! Bă, deci în meciul ăsta noi suntem pe zen, dacă știi ce zicem, dacă știi ce zic, sunt pe zen, sunt foarte calm. Da, deci haideți că poate reuși meciul ăsta, poate reuși să facem ceva, băi, fraților. În acest, fiind un episod mai nou de CS, vreau să vă spun că la, nu știu, la 10 like-uri postăm următorul episod și băiatul ăsta s-a băgat aici. S-a băgat aici, l-am luat. Pa, pa. Va veni și gajica lui. A venit Desert Eagle. Ai, decoy băga mea și mă duc după decoy. Bă, să știți că poate să vină aparte la apartamente. De aceea, haideți să campăm noi aici. Eu... Da, uitați. Sorry. Mi-a dat cap. N-am avut să fac. Mi-a dat cap băiatul. Nu l-am... Știam că era acolo în side. Dar mi-a dat cap. Asta e faza. Enervează. Bă, de ce am luat... No. Am luat arma la care nu mă pricep deloc. Din greșeală. Arma asta nu mă pricep deloc, deci dacă voi muri de la început, nu vă speriați, deoarece eu habar n-am să joc cu arma asta. Cum am zis, nu știu să joc cu arma asta. Hai, poate băiatul ăsta face ceva. Hai bă, frate. Come on, guy. Come on, guy, doamne. Am și o engleză de baltă pe CSGO ăsta. Cum n-ați mai întâlnit? Nu știu. Un Pepe Bison și un Incendiary. Da. Ok. Da. Mi-a dat-o. Nu știu cum, de unde vine ăla. Low, it's low. What are you do- Oh my fuck. Bă, dacă nu știi să joci cu armă, nu o lua, frate. Nu o lua dacă nu știi să joci, frate, cu armă. Așa, acum îți iau un căcat de ăsta și are pierd banii. Ah, băgați ai să ți-o bagi. În sneaky peeky. Sneaky peeky. Counter terror, bravo, mane. În meciul ăsta n-am făcut nimic, că recunosc că în meciul ăsta am fost cam prost. În runda asta, mai bine zis, că în meci, după cum vezi, topul nu arată asta. Dar în meci, în runda asta, în runda trecută am fost puțin cam prost. Hai să-l ajutăm și noi pe colegul. Hai să mergem pe unde merge și el. În sneaky peeky, cum face ăla. Da, sunt toți acolo. Gagicile. Sunt gagicile acolo și ne așteaptă. Da, e stânga, sigur. Dacă nu o luat-o pe la apartamente.
A, plantează, plantează, l-am auzit. Îl lăsăm să planteze. Futuți cristelnița și parastasul mătii. Sorry. Nu, 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 nu. Am pareză pe mâini, am pareză pe gât, am pareză pe tot. Dacă vreți să mai facem episod de CSGO, nu ezitați să apăsați butonașul de like. Așa. Să învesenim și noi puțin atmosfera. Băiatul ăla se duce acolo, rămân aici singur. Mi-am dat flash singur. Deoarece da. Că-s băiat bun. Pro player, sisi, CSGO player. Seara acum unul. Apartamente. Băga mea și pula în mine. Chiar dacă n-aș putea. M-am făcut de râs, m-am făcut de râs pe video. No way, no way, what are you doing, man? What are you doing? No, no. Deci noi jucăm singur, dacă știi ce zicem. Adică, frate, dacă ai 9 dead-uri, 8 kill-uri, ton. Și am... No, nici eu nu-s mai pe sus. Să moară Jana în pușcărie! Să moară Jana! Da, haideți că am pierdut meciul ăsta. Dacă runda asta poate facem egal. Doamne ajută să facem un egal sau ceva. Slabe șanse să facem egalul ăla. Man, come with me, ok? Come with me! Come with me! Oh my... Eu îi zic ceva. Te înțelegi cu... Da, bun. Am câștigat meciul, băi, fraților. Cam atât a fost cu acest episod. Am ban... ce armă asta, băi, fraților? Hai să vedem. Oh my god, am câștigat o armă. Da, am câștigat o armă. Haideți să ieșim totuși de aici. Amândoi am avut același... Toți am avut același rank. Da, ok, asta e. Măcar am fost pe primul loc. Haideți să vedem. XM. Citi, păi, îl aplicăm la toate, ia. Inspect. Wow, ce frumos e. Da, cam atât a fost cu acest episod, băi, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-ți butonul de like, un comentariu pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți și să stați curent cu toate noutățile și pentru videoclipuri noi share de și prietenii voștri. Îi mulțumesc foarte mult lui Zdent pentru intro pe care mi l-a făcut și da, hai, la revedere, băi, fraților. La 10 like-uri punem următorul episod de CS, dacă vreți. Îmi spuneți în comentarii dacă mai vreți episoade de CS. Hai, baftă. PS, nu-s așa de bun la CS, nu mă criticați. Pa!